motive privaților, iar 76 de automotoare care necesită reparații nu circulă. Din această cauză, 200 de trenuri pe zi sunt anulate. Sunt câteva zeci de trenuri la nivel de companie deja anulate și ce ne doare cel mai tare și este un semn de mare întrebare pentru noi este că acestea nu sunt niște trenuri oarecare, sunt trenurile de navetă, adică trenurile profitabile ale CFR Călători și asta pe noi nu ne duce decât la gândul că aceste anulări de trenuri sunt tocmai pentru a favoriza operatorii privați de a intra pe acele secții. Mai mult decât atât, acest director general al CFR Călător, Valentin Dorobanțu pe numele lui, a fost înainte președintele Asociației operatori lor feroviar privați din România. Deci clar, el este pus în funcție la această companie pentru a face jocurile operatorilor privați. Ori, noi nu putem accepta acest lucru la infinit. Când a fost numit, noi am așteptat ca măsurile lui să demonstreze că sunt pentru a eficientiza activitatea la CFR Călători, dar se pare că a venit cu aceleași me în mandatul trecut, a declarat Dragoș Tănase, liderul Sindicatului Național al Personalului Feroviar din sectorul comercial.